Descoperire șocantă într-un cimitir evanghelic din Sibiu. Peste 40 de pietre funerare au fost distruse în cimitirul evanghelic din comuna Slimnic, județul Sibiu. Reparațiile sunt costisitoare, iar cei câțiva sași din localitate nu le pot face pe cont propriu. Polițiștii încearcă acum să le dea de urma făptașilor. Această imagine dezolantă a fost descoperită la sfârșitul săptămânii trecute de unul dintre ultimii sași din Slimnic. Nu este clar dacă distrugerile au fost făcute într-o singură zi ori într-un timp mai îndelungat. Claus Martin, preot evanghelic. Multe pietre funerare au fost nu numai mutate, ci efectiv răsturnate, parțial, sau distrus prin cădere. Suntem indignați. Cei din comunitatea slimnicenilor din Germania, cei emigranți, sunt profund indignați și nu pot pricepe ce oameni fără frică de Dumnezeu ar putea face așa ceva. La începutul anilor 90, în Slimnic locuiau peste 2000 de sași, însă acum au rămas doar 10. În fiecare vară, cei plecați în Germania revin în satul de Baștină și cu un efort comun întrețin cetatea fortificată, biserica evanghelică și cimitirul de pe deal, unde sunt aproape 400 de locuri de veci. O localnică spune, este strigător la cer, este, să știți, o lovitură foarte mare pentru ei. Păcat de ei, când ori veni și văd ce s-a întâmplat aici. O singură piatră funerară costă cel puțin 500 de euro. Reprezentanții bisericii evanghelice vor încerca împreună cu membrii comunității din Germania să strângă fonduri pentru reparații. Ștefan Blicker, purtător de cuvânt Biserica Evanghelică din România. Din experiența mea vă pot spune că de obicei nu este vorba de o chestie care să fie din ură. De obicei e vorba de tineri sau copii neînțelepți care fac așa ceva în timpul lor liber. Chiar dacă au fost copii, este destul de trist. Polițiștii încearcă să dea de urma celor care au devastat cimitirul săsesc. Agent șef Elena Walter, purtător de cuvânt Poliția Sibiu. Din primele cercetări efectuate, polițiștii au identificat 41 de pietre funerare vandalizate, fie prin mutare, fie prin spargere, fără a putea fi precizată perioada în care faptele ar fi avut loc. S-a deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiune de profanare de morminte. Dacă vor fi identificați, autorii riscă până la 2 ani de închisoare. Relatează protv.ro. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Focus Creștin.